Thank you.
venit cu gânduri mari, am venit să bifez a doua promovare, știu că e un club de tradiție, o echipă importantă în România și îmi doresc împreună cu colegii mei să facem meciuri cât mai bune, evoluții cât mai consistente și să câștigăm cât mai multe meciuri. Să va fi luptat pentru promovare. Da, lupta e destul de strânsă, clasamentul e strâns. Noi, împreună cu Cluj și cu Chindia, probabil vom fi principalele candidate, dar nu o să-i subestimăm nici pe Znagov, nici Academica Clinceni. Meciurile vor fi foarte strânse, foarte disputate și la retroadare lupta va fi crâncenă, deci vor fi echipe incomode care își vor da viața și cu noi. Ce vrei să vă faceți în plus ca să vă detașați de celelalte echipe? În primul rând, la fiecare meci trebuie să avem o atitudine pozitivă, să fim agresivi, să luăm fiecare meci în parte și să scoatem maxim. Tot timpul, fiecare meci trebuie să jucăm la victorie. Ca rezultatul, mă mulțumește atitudinea jucătorilor cum s-au prezentat la jocul de azi. Ok, înțelegem terenul greu, desfundat, dar am 20 de minute, am putut să avem atitudinea corespunzătoare, am și marcat, ne-am mai creat niște ocazii, am pus presiune. După aceea, exact ca și românul, ne mulțumim cu puțin, 1-0 și jucăm din glăznuță. Dacă ne prezentăm așa la prima etapă săptămâna viitoare, avem probleme. La mine, la noi, totul este din cap, mental. În momentul când ai mentalitate de învingător, nu contează pe ce teren joci, trebuie să te impui. În momentul când vii și joci relaxat, lasă că jucăm cu Liga 3 și e meci amical, avem probleme. Și când va avea Petrolul mentalitatea? Eu sper ca săptămâna viitoare să aibă mentalitatea care trebuie, pentru că obiectivul este promovarea și trebuie să facem promovarea. De aceea cine nu poate să fie mental pregătit și nu rezistă presiunii la Petrolul, nu o să se regăsească în primul 11, în primul 18. Avem un lot numeric valoros, am de unde să aleg. Niciun fel de problemă. La fel, deci lotul e de promovare, să zic așa. Da, din punctul meu de vedere, da, jucătorii care am adus pot face diferența, dar nu cum ne-am prezentat azi. Adică, exceptând primele 20 de minute când am jucat ce trebuie, restul, da, a fost piano. Azi am jucat, hai să treacă și da, jocul ăsta. Totul este de mental. Când îmbraci tricoul Petrolul, trebuie să trăiești la Petrolul. Simți că trăiești, trebuie să te impui, să-ți arăți valoarea. Cine rezistă la presiune, rezistă. N-am niciun praf magic, totul este de la jucători. Eu doar pot să le impun această mentalitate de învingători în care ei trebuie să o arate, pentru că au în spate un public deosebit care dorește în primul rând să vadă că ești agresiv, că te bați pentru fiecare minge, ai mentalitate de învingător și după aceea așteaptă într-adevăr și un fotbal de egalitate.